în zilele de 29, 30 și 31 mai, Centrul Mobil de Donare de Sânge din București s-a deplasat în localitățile Ploiești, Alexandria și Târgoviște pentru o acțiune rapidă de donare de sânge. După aproape o săptămână de zile, iată că astăzi, 31 mai, suntem pe platoul prefecturii județului Dâmbovița și participăm la donarea de sânge, acțiune care a fost pregătită în colaborare cu Centrul Județean și cu ceilalți voluntari implicați direct în această acțiune, bineînțeles cu o mașină specială care a făcut un pic de traseu în județ privind această acțiune de donare de sânge. Nu avem sânge. Astăzi este practic acțiunea care este vârf al campaniei noastre, dar vrem ca această campanie să continuă. Cei care sunt interesați ne pot contacta direct sau Centrul Județean de Sânge, unde se pot face eventual programări pentru acțiunile viitoare. Suntem astăzi în ultima zi de campanie de colectă mobilă la inițiativa Crucii Roșii Române și noi am salutat această inițiativă pentru că ducem mare lipsă de sânge și de produse de sânge. Așadar, la Târgoviște, preț de câteva ore în data de 31 mai, cetățenii din municipiu, dar și din Dâmbovița, au avut ocazia să contribuie la creșterea stocului de sânge, conștientizând în același timp importanța enormă a donării. Printre donatori s-au aflat și reprezentanții mai multor instituții, autorități și oficialități, dorind să reprezinte totodată un exemplu. Astăzi am venit din proprie inițiativă, alături de colegii de la Crucea Roșie Dâmbovița, pentru a dona sânge. Este o campanie prin care toți cetățenii ar trebui să ne alăturăm, cei care putem, bineînțeles, să alăturăm acestei campanii și sloganul "Donează sânge, salvează o viață" este cu totul adevărat pentru toți cetățenii care au nevoie de sânge. Conform statisticilor, o persoană are nevoie de sânge odată la 3 secunde. În medie, în România este nevoie de 500.000 de unități de sânge anual și doar 2% din populație donează, în timp ce media europeană este de 10%. Campania N-avem sânge a fost demarată și desfășurată de Crucea Roșie Română și Institutul Național de Transfuzie Sanguină. Crucea Roșie Română a pornit această campanie de conștientizare cu dorința ca tot mai mulți români să înțeleagă că e nevoie ca donarea de sânge să fie un proces susținut și pe termen lung.